veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Despre Harul Domnului și continuăm studiul biblic referitor la faptele firii pământești, de data aceasta gelozia, invidia, sau așa cum le găsim scrise în pasajele biblice ale traducerii Cornilescu la Galateni, capitolul 5, versetul 20 și 21, vom lua de aici zavistiile și pismele. Le găsim și în alte texte, cum ar fi 1 Roman, versetul 29, astfel au ajuns, printre altele, plini de pismă. Și mai citim în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 3, pentru că tot lumea sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumea și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Termenul grecesc pentru zavistii este zelos și înseamnă resentiment, invidie pentru succesul altora, sau altele traduceri îl redau prin concurență, râvnă, rivalitate, gelozie sau zel. Vom vedea că acest termen are și o parte pozitivă și una negativă, pe când cel de-al doilea, pismele, termenul grecesc phtonos, a cărei definiție ar fi ranchiună față de o persoană care are ceva, la care râvnește cel ce pismuiește. Dacă primul termen, zavistiile, zelos, poate să fie interpretat și în sens pozitiv, atunci când, dacă râvnesc să am și eu ce are cineva, fără să îl invidiez că are, sau îl invidiez în sensul că vreau să am și eu ce are el, aceasta este acceptabil și chiar indicat uneori de Scripturi, dar partea cealaltă, ceea ce cuprinde acest al doilea termen, phtonos, dacă cineva are și eu sunt supărat că are, eu nu doresc să am, dar să nu aibă nici el, sau și mai rău, să am eu și el să nu aibă. Le vom desfășura pe parcurs, nu înainte de a mai adăuga un verset din Iacov, capitolul 3, versetul 14. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Aș dori pe parcursul acestui studiu să ne analizăm profund. La indicația lui Iacov, dacă aceste lucruri sunt între noi, dacă le avem în inima noastră, să nu ne lăudăm și să nu ne pretindem a fi creștini, ci mai degrabă să ne debarasăm de acestea și, așa cum spune Petru, să lepădăm, printre altele, orice pismă. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să prezentăm în detalii acești doi termeni, aceste două probleme, zavistiile și pismele, sau gelozia și invidia, într-o traducere mai actuală. Mai întâi, latura pozitivă al cuvântului zelos, atunci când ne cuprinde o părere de rău că cineva are și noi nu avem și dorim să avem și noi, dar în același timp să rămână la cel care este acel lucru în prezent. Chiar Dumnezeu are specific această râvnă și citim despre el în cartea profetului Isaia, capitolul 9, versetul 6. El face ca domnia lui să crească, o pace fără sfârșit va da scaun de domnia lui David și împărăția lui va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. În mod deosebit, prin termenul de râvnă se tradus în sens pozitiv. Atunci când râvnesc să am ceva, când râvnesc să fiu ceva, dar nu în detrimentul altcuiva, ci dacă altul este un bun creștin, râvnesc și eu să fiu de asemenea un bun creștin. Tot despre Dumnezeu citim, în ce privește râvna și toată gelozia lui, în cartea Exodului, capitolul 20, versetul 5, când este prezentat decalogul, în finalul poruncii a doua este scris, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Aparent, dacă am privit sub aspect negativ, ni s-ar părea că este un atribut negativ al lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu este gelos? Este gelos în sens pozitiv. Este gelos pentru noi ca să fim niște buni creștini. A fost gelos pentru Israel ca să nu se închine în fața altor dumnezei, să nu se amestece cu celelalte popoare. În Noul Testament își păstrează Dumnezeu această calitate
Și Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 22, când vorbea despre cina Domnului, sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie, atunci când Israelul punea un alt Dumnezeu, un alt idol alături de Dumnezeu, cum a fost cazul celor din Samaria, Dumnezeu s-a supărat foarte mult pe aceasta, cum a fost cazul vițeilor Ieroboam. Iar în Noul Testament, când admitem alte lucruri și le punem la egalitate cu Dumnezeu, sau uneori chiar mai sus, Dumnezeu nu acceptă, este gelos. Și Iacob de asemenea ne scrie în Epistola sa, în capitolul 4, versetul 5, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Aș vrea să înțelegem pe deplin lucrul acesta când vorbim despre râvna Domnului, despre gelozia Lui, ca despre o bună concurență, ca despre ceva îndreptat în sensul de a fi noi desăvârșiți. Și Iosua îi spunea poporului în finalul vieții sale, în cartea cu același nume, în capitolul 24, 19-20, Iosua a zis poporului, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos, El nu va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji altor Dumnezei străini, El se va întoarce, vă va face rău, vă va nimici, după cum v-a făcut bine. Dacă Dumnezeu nu ar fi un Dumnezeu gelos, nu ar fi un Dumnezeu care își păstrează râvna, s-ar întâmpla cel puțin două lucruri. Unu, și-ar abandona planul său veșnic, dacă nu ar fi perseverent și zelos pentru acel plan, și în al doilea rând, ne-ar permite să cochetăm cu lumea aceasta. Dar este scris, un verset mai anterior, de cel citit din Iacob, 4:4, cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrăjmași cu Dumnezeu. Tot în sens pozitiv, avem această gelozie și la oameni și am putea să spunem că este înflăcărarea pentru bine. Chiar despre Domnul Iisus, în timpul vieții sale pământești, era profețit în Psalmul 69, versetul 9, unde citim, căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocăresc pe tine cad asupra mea. Și de asemenea, în Psalmul 139, râvna mea mă mănâncă, pentru că potrivnicii mei uită cuvintele tale. Și ca să înțelegem și mai clar, citim și Noul Testament, unde Pavel vorbește în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, el a ținut atât de mult ca acești corinteni să fie într-o totul după voia lui Dumnezeu, să fie într-o totul al Domnului Hristos. Și le spune el aici că sunt gelos pe voi. Nu în sens negativ, în sensul că ar fi fost gelos că ei o duceau bine. Că sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Deci există acest tip de gelozie după voia lui Dumnezeu. Atunci când ești gelos ca lucrurile să meargă bine. Atunci când Dumnezeu este gelos și nu admite ca noi să ne străcăm și să nu rămânem statorni și credincioși voiei sale. Citim de asemenea în 1 Corinteni când este vorba de daruri, când este vorba de funcționarea în trup, și aici vă rog să fiți foarte atenți, este ceva ce poate fi de un om firesc interpretat greșit. În 1 Corinteni 14:12 citim, tot așa, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești. Există posibilitatea ca cineva să râvnească după un dar așa ca și Simon, în sensul să facă niște bani sau în sensul unei slave de șarte. Dar există de asemenea râvnirea după daruri în sens pozitiv. Să le avem din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Și continuăm, versetul 39, astfel de fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate se facă în chip cuvincios, cu rânduială, cu dragoste, cu lepădare de sine, în biserică. Există o anumită concurență, dacă vreți. Există o anumită râvnă, interpretată greșit, dacă nu o înțelegem. De exemplu, când este vorba de cei din conducere. Citim în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, râvnește un lucru bun. Dacă un om este firesc și râvnește să ajungă ceva în biserică, doar așa ca să-și împlinească el planurile sale, mârșave. De aia spune apostolul, nu cu scopul unui câștig mârșav, ci cu scopul împlinirii voii lui Dumnezeu, cu scopul sacrificării pentru biserică. Domnul Iisus a spus în ceruri, mă duc eu pe pământ, să fiu eu Hristosul. El înțelegea prin aceasta și suferințele și tot greul, dar trebuie ca episcopul să fie așa și așa și așa. Atunci râvnește ceva bun. Biblia nu recomandă acea pasivitate, a nu mă bag, nu râvnesc să fiu ceva, să fac ceva, ba dimpotrivă. Biblia ne invită la o râvnă sfântă,
care funcționează în dragoste și este dat în 1 Corinteni capitolul 12, acea funcționare din trup. În trup nu există rivalitate. Fiecare mădular trebuie să-și facă partea lui și parcă să râvnească fiecare în împlinirea planurilor și scopurilor date de Dumnezeu. Am putea de asemenea și în dreptul faptelor să dăm acest exemplu. În 1 Petru, capitolul 3, versul 13, este scris: și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râfnă pentru bine? Când este vorba de lucruri bune, de bine, este indicat să fii marcat de râvnă. A făcut cineva un lucru bun, eu îl fac mai bun, dar nu sunt gelos că el l-a făcut bun, în sensul să-mi pară rău că l-a făcut așa. Sunt mulțumit că l-a făcut așa, dar eu mă lupt, dacă se poate, să-l fac chiar mai bun decât atât. Și îți scrie de asemenea această privință Pavel lui Tit, în Tit capitolul 2, versetul 14: el s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod al lui care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Vom vedea noi, când vom analiza partea negativă, că există această concurență, această râvnă pentru cei de afară să facă mai grozav, să facă mai frumos un lucru, mai aranjat, dar nu cu dragoste. Atunci când râvna este împreună cu dragostea, dragostea nu pismuiește. Dragostea nu face rău. Deci noi râvnim să facem lucrurile cât mai bune, cât mai frumoase, și aceasta vrem să o facem într-un spirit, așa cum este scris în Galateni capitolul 5, versul 26. Să nu umblăm după o slavă de șart, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Ne luptăm, așa cum spunea Domnul în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 40. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Dacă cineva, un grup cântă frumos în biserică și noi ne luptăm să pregătim și mai frumos acea cântare, dacă cineva a recitat o poezie foarte frumos, eu mă voi sili să o recit și mai frumos, dar nu la gândul să mă slăvesc apoi că am recitat-o mai bine decât celălalt, ci la gândul să o fac aceasta că Domnul merită să fac mai frumos pentru el. Deci o râvnă pentru bine, atât în slujbă cât și în fapte. O râvnă care o are și Dumnezeu, ca lucrurile să fie și mai bune. Acea râvnă care este și în Ioan 15. A adus atâta roadă, Dumnezeu se luptă ca vița să aducă și mai multe roade. Nu în sensul de a face noi clasamente și de a ne afirma față de alții, ci în sensul de a slăvi pe Dumnezeu, în sensul de a face un lucru cât mai desăvârșit, cât mai bun și cât mai frumos. 2 Corinteni 7, cu 7. Și nu numai prin venirea Lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat El de voi, El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Și continuăm cu 11, căci uite, tocmai această întristare a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi, ce dezvinovăție, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă. Această dorință aprinsă, această râvnă. Dacă cineva l-a ajutat pe Pavel, noi îl ajutăm și mai mult. Dacă cineva a dat pentru Domnul, noi o să dăm și mai mult. Cred că înțelegem, cel puțin dacă vrem și dacă Duhul Domn ne luminează, că această râvnă poate fi interpretată și chiar lăsată să funcționeze în sens pozitiv. Numai ce este mai trist, că ea are o latură negativă, care dă în gelozie, în invidie. Se pare că a fost o calitate bună lăsată de Dumnezeu, numai că a fost denaturată și pervertită de diavolul și de păcat. De aceea să analizăm acum în sens negativ această gelozie. În scrierea lui Pavel, în epistolele pauline, apare de 9 ori acest termen, de 6 ori în sens pozitiv și de 3 ori în sens negativ. Toate cele 3 cazuri negative sunt cu specificația să ne debarăsăm, să ne lăsăm de aceasta. Doamne, ajută-ne! Amin! În sens negativ, această gelozie afectează relațiile noastre cu toți ceilalți și are un efect destructiv și asupra noastră ca individ și asupra relației noastre cu Dumnezeu. În sens negativ, această gelozie poate să apară în biserică. Citim în Roman capitolul 10, versetul 2, când este vorba de iudei. Spune Pavel: le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere.
Pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Evreii vreau ca ei să fie special față de toți, dar nimeni să nu fie ca ei. Dar să nu fie alții ca ei. Când Domnul Iisus s-a dus și între ei aveau această gelozie, s-a dus la vame și la păcătoși și a spus: la aceștia te duci? Să nu mai vorbim de neamuri. Nu admiteau cu niciun preț să ajungă și alții alături de ei. Erau geloși ca numai ei și numai ei să fie. De asemenea, citim în 1 Corinteni 3, versetul 3, în biserică acești corinteni dovedeau o gelozie negativă, în sensul că vreau să se afirme și darurile spirituale le foloseau fără dragoste. Au ajuns să se fălească și cu acel om care a căzut în păcat, în adulter. Pentru că tot lumea sunteți, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, când unul zice: eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, și bineînțeles că aceasta nu o spunea cu modestie, la gândul că eu sunt într-o clasă inferioară, și la gândul că eu sunt superior. Și se pismuiau între ei, erau geloși să nu fie alții ca și ei. Chiar și când a fost vorba de cina Domnului, unii își băgau mâncare mai bună și pe când veneau ceilalți, unii n-aveau ce să mănânce. Și exista această rivalitate tot timpul, să fiu eu primul și să fie altul al doilea. Și în biserică, frecvent, poate să apară aceasta. Și Pavel a fost un asemenea om, spune el despre viața lui înainte de nașterea din nou, Filipeni 3:6, în ce privește râvna, prigonitor, el era de evidențiat. În ce privește neprihănirea pe care o dă legea fără prihană, și avea el anumite aturi, în sensul legii avea o neprihănire anume, și a vrut să se evidențieze, să nu mai fie și alți creștini, alți oameni care se închinau lui Dumnezeu în felul religiei mozaice. De aceea îi prigonea pe toți ceilalți. Este ca și cum ar vrea să se ridice și alții, ca și cum era pe vremea comunistă, care cum vrea să se ridice, dacă nu reprezenta polul puterii, era apăsat în jos. Și încă un cuvânt adăugăm în domeniul slujbei, Filipeni 1:15-17. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, alții din bunăvoință, aceștia din urmă lucrează din dragoste, cei din tâi din duh de ceartă și din pismă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mă adauge un necaz la lanțurile mele. Ei erau conștienți că dacă Pavel era în libertate, nu puteau să rivalizeze, că la un moment dat Pavel le spune în epistole: dacă vor să pună alături de mine, le dovedesc că n-au cu ce. Și de aceasta nu fac ca să mă înalți, vorbesc ca un nebun, spune el. Și doar ca să le dovedesc un adevăr, o realitate lor. Dar ei vreau să se afirme în mod deosebit, prin ceea ce de fapt nu aveau de la Dumnezeu, prin ceea ce de fapt nu erau. De asemenea, în familie, gelozia poate să facă dezastre. Citim în Cartea Proverbelor: puțină gelozie e bună, dar cu dragoste. Să fii gelos ca partenerul tău să fie un tip cât mai ideal, dar multă gelozie, aceasta strică. Citim în 6:34-35 că gelozia înfure pe un bărbat și uneori înfure și pe femei. Și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar. Este foarte dificilă gelozia atunci când își întrece limitele. Când ajungi să-ți protejezi partenerul, nici să nu mai vorbească cu alții, nici să nu se uite la alții, nici să nu se întâlnească cu alții. Este bună puțină protecție, dar aceasta făcută indirect, cu dragoste. Să-l protejezi atrăgându-l, nu ținându-l, în sensul de forță. Dar în mod deosebit, dacă gelozia este lăsată să avanseze, face din viața de familie un coșmar, pentru că nu știi cum să te mai comporți și cum să mai faci. Și sper că Domnul ne va elibera, chiar dacă mai sunt astfel de rămășițe lumești, spune Pavel. Când este pismă și gelozie, sunt oameni lumești. Cei duhovnicești, dragostea adevărată izgonește frica aceasta. Și în Vechiul Testament exista acel duh de gelozie, dacă i-a apucat pe oameni, mergea la preot și încerca să rezolve problema, că dacă durează, asta obosește, devine cronic și afectează. De asemenea, în societate, atunci când este pismă, noi vorbim în dreptul nostru, pe ceilalți de afară nu putem pocăi cu forță. În Roman 13:13 citim: să trăim frumos, și noi nu putem trăi în familie și în biserică, trăim în societate, ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Nu este corect să învinuim, să invidiem, să râvnim la ceea ce au cei de afară. Am putea să adăugăm
Tit 3:3, trebuie să fie, fraților, evidentă transformarea atunci când ne întoarcem la Domnul, căci și noi eram altă dată fără minte. Un om care pismește e fără minte, neascultător, rătăcit, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă. Vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Pentru cei de afară se poate așa ceva. Aparține lumii, dar pentru cei dinăuntru nu se cade și nu este corect. Să trecem la cel de-al doilea termen, la tonos, atunci când gelozia îmbracă niște fapte mai pronunțate, când invidia începe să acumuleze, când pisma prinde proporții, când dacă un frate sau cineva de afară sau din familie a câștigat altul premiu sau altul are salariu mai bun sau altul este văzut mai bine și nu poți să accepți aceasta, atunci înseamnă că ești un om care ai pismă, un duc de pismă, care nu suporți ca altul să fie mai deosebit. De multe ori oamenii ajung când nu se oportă pe ceilalți nici să fie măcar la egal cu ei. Ca și manifestări acestei pisme, haideți să citim în Cartea Eclesiastului, capitolul 4, versetul 4, este împânzit în toate domeniile de activitatele vieții. Am mai văzut că orice muncă, în orice domeniu, și orice iscusință, și când e vorba de înțelepciune sau alte domenii mai sensibile, la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. An de an, baremele se dau jos, an de an ștacheta se ridică, an de an recordurile naționale și internaționale sunt doborâte și totul este o goană după vânt. Un anumit lucru care astăzi era primul, peste câtva timp nu va mai fi primul și oamenii iar încerc altceva și când le epuizează o iau iară de la capăt, că moda și cu toate domeniile astea se învârtez roată ca într-un circuit, de la lucruri simple, de la îmbrăcăminte, de la mâncare, de la locuințe, de la a construi o casă, de la mașini, totul este să faci mai deosebit decât altul. Această rivalitate, această pismă, în orice domeniu, economic, în sport, în toate privințele. Pentru noi, îndemnul ar fi, citim Proverbe 24:1, nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii ca ei. De multe ori pismuim chiar ceva ce este rău și copiem niște modele din afară și ne luăm niște modele chiar străcate, aceasta chiar printre noi se întâmplă. Dacă vezi pe un anumit as umblând într-un anumit fel sau având anumite obiecte, te lupți să fii ca acel om. Aceasta este o pismă, sau dacă poți să fii chiar undeva mai grozav decât el. Adăugăm de asemenea 1 Timotei capitolul 6, versetul 4, avem aici printre altele această legătură între ceartă și pismă, dacă a sesizat, și în lista din Galateni sunt trecute una lângă alta. Și pisma este un lucru care îl naște ceartă. Se pare că este acea ceartă cronică. Pisma întreține cearta într-un mod constant. 1 Timotei 6:4 ne spune, acele cercetări fără rost a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, a certurilor, clevedirile, bănuielile rele. De multe ori și între copii la școală este aceasta. Poate și în biserică. Ajunge deja o rivalitate care poate să îmbrace anumite aspecte negative, în sensul să apelăm la mijloace necinstite de a ne îndeplini și de a ne împlini scopurile. Se pare că porunca ultimă, porunca 10 din Decalog, a pofti, în sensul și de a pismui, citim în versul 17, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul tău, nici roba lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. De multe ori noi am putea să fim liniștiți cu ceea ce avem. Biblia ne spune, mulțumiți-vă cu ce aveți. Dar întotdeauna se merge pe ideea firească, lumească, și vom vedea din Iacov imediat că este și demonică chiar, să fiu mai sus decât celălalt. Dacă el are casa după un stil 80, eu să o fac după stilul următor și altul după mine să o facă mai sus. Nu că este greșit să te faci după stilul actual, dar să nu fii mânat de acea pismă înăuntru tău, să fiu mai grozav ca vecinul. Iacov, capitolul 3, unde este demascată originea acestei pisme, înțelepciunea aceasta de a izvodi un lucru mai special decât al altuia, de a-l devansa pe colegul,
nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească, căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Uneori scopul scuză mijloacele. Și ca să fii mai grozav decât vecinul, să fii mai impunător decât cel de lângă tine, de multe ori apelezi la a-l înjosi pe el. Ridică-te, dar nu-l coborâ pe altul. Ridică-te ridicând pe altul, ar trebui să fie deviza noastră. Vrei să te ridici mai sus? Atunci ajută-l și pe cel care a fost la acel nivel să se ridice și el mai sus. Sau cel puțin dacă ajungi la același nivel, că el recunoaște că el a avut primul meritul în domeniu. Putem foarte ușor să ne autoverificăm, să ne dăm seama dacă suntem cumpriși de acest duh sau nu. Într-un domeniu mai individual, am putea să citim în Roman capitolul 13, versetul 14, cum putem să nu pismuim. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să nu-i treziți poftele. Când ești îmbrăcat în Domnul, nu urmărești scopurile tale, urmărești slava Domnului și îl vezi pe fratele îmbrăcat tot în Domnul. Atunci când nu porți grijă în mod deosebit de tine, nu vei fi tentat și ispitit să fii mai grozav decât alții. Totuși, sunt încredințat că nu este chiar atât de ușor să ne debarasăm de lucrurile acestea, pentru că sunt foarte sensibile. Pisma nu este ușor de detectat în noi. Dacă cineva, de exemplu, este afectat de furt, mai ușor îți dă seama. Poate chiar și minciuna o detectezi mai ușor. Poate chiar și adulterul. Dar când este vorba de pismă, este ceva înăuntru și este greu uneori să descifrezi ce-i. O râvnă pentru bine? Pentru desăvârșire, pentru adevăr? Sau este un spirit de concurență, de rivalitate între mine și fratele, între mine și cel de lângă mine și aproapele meu? Pentru cei care vor continua cu această idee negativă, citim în Cartea Proverbelor care ar fi rezultatul. 14:30, o inimă liniștită, la gândul căci eu mă lupt cât pot, dar dacă nu o să realizez mai mult și altul o să câștige la maraton și altul o să fie primul, nu eu, eu rămân liniștit. Atât mi-a fost dat mie. Ioan Botezătorul este un exemplu minunat în această privință. Au venit cei din jur și au spus, nu vezi că cel care a pornit în urma ta timp de să te depășească? Spus e numai corect. Pentru mine să stau liniștit, să scad, chierându-se să vină el. Nu l-a pismuit deloc, pentru că era plin de Duhul lui Dumnezeu Ioan. Și atunci când în biserică, când în societate, în familie, unde vreți, se ridică un altul și vine din urmă și te întrece. Dacă nu ai pismă, accepți atât de frumos. Vom vedea noi din exemple lucrurile acestea. Și pune partea a doua versetului, dar pisma este putrezirea oaselor. Te macini, te frămânți, ești doborât, dărâmat, nu mai știi cum să acționezi și noaptea n-ai odihnă să fii tu primul. De asemenea, un rezultat cu efect îndelungat chiar, Galateni 6:8, cine seamănă în firea pământească, va se cerea din firea pământească putrezirea. Această putrezire a oaselor în final va ajunge la o desfigurare a ființei noastre, la prăbușirea ei. În neant, în final, aceasta pentru noi înșine. Dar vor fi oameni pismași în jur și de aceștia trebuie să ne păzim. Nu toți care sunt pe lângă noi ne sunt niște buni consilieri. Rețineți! Unii stau lângă tine să-ți vâneze greșelile, să găsească momentul când să îți facă cu cotul ca să te devanseze. Citim în Proverbe 23 cum ar trebui să fim de precauți și de preventivi în această privință. 23:6-7. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncările lui alese, căci el este ca unul care își face socotelele în suflet, mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o vei vărsa și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Credeți că atunci când Cain l-a invitat pe Abel să iasă la câmp, i-a spus, ia și tu un băț că vrem să avem un duel? Probabil o fi spus, uite, hai să servim o masă undeva în aer liber. Se spune că împărăția Edomului a fost distrusă de unii din prietenii lor, de urmașii lui Nebaiot. Au pătruns în acea cetate întărită prin care nu s-a intrat decât pentru un culoar și în timp ce mâncau împreună cu ei și de bună seamă au vorbit foarte ademenitor, apoi s-au întors imediat împotriva lor ca și Jehu când au omorât pe preoții lui Baal. Trebuie să ne păzim. Feriți-vă, păziți-vă de oameni, spunea Domnul Iisus. Și Pavel spune că i-a fost greu, printre altele, printre frații,
mincinoși, pentru cei oameni care pismuiesc. Nu-ți da vorba, nu-ți deschide inima în fața oricui. Fii atent, că s-ar putea în jur să nu-ți fie toți prieteni, să-ți fie și dușmani. Dar, ba chiar mai mult, dacă vrei să faci un sacrificiu pentru tine și ești curajos, fă-o. Dar cartea Proverbe ne spune, nu da pe față taina altuia. Aceasta o dublă atenție. 1 Petru 2,1 este scris, atunci când lepădăm celelalte rele, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă. Orice fel, sunt multe feluri de pismă. Pismă în biserică, în familie, în societate, toate, Domnul să ne dea harul să le putem lepăda, amin. Să luăm mai întâi câteva cazuri negative, primul deja amintit, Geneza 4, este vorba de Cain și Abel. Știți, au adus amândoi câte o jertfă. A lui Abel a fost primită, a lui Cain nu. Dacă Cain era marcat de partea pozitivă a râvnei, a geloziei, spunea așa, mă duc și mă interesez în detalii cum a adus Abel jertfă și exact așa a adus și eu. Și Dumnezeu chiar asta i-a spus. Nu e așa, versetul 7, dacă faci bine, vei fi bine primit. I-a dat ideea, du-te, fă și tu la fel. Fă-și tu bine și te voi primi și pe tine, că Dumnezeu nu este nedrept. Dar Cain, nu i-a fost lui să aducă o jertfă mai bună. El a fost supărat, indignat, invidios pe Abel. De ce jertfa lui Abel a fost bună? Da? Nu mă voi lupta să am și o jertfă bună ca el. Mă voi lupta să-l ucid. Atunci când un frate are o prestație deosebită în casa Domnului, slujește în mod deosebit, are o viață fără reproșuri, cei care sunt pismași nu se vor ruga să spună, Doamne, cum e fratele? Sau mai mult, Doamne, cum a fost Iisus, fă-mă și pe mine? Spune, da, îi face pe Sfântul, lasă că îi fac eu bucata. Și Cain a zis fratelui său, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Și spune Ioan în prima sa epistolă despre Cain, de ce gânduri a fost mânat el, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău, nu Cain ca persoană, ca și originea cel rău, ci felul în care se comporta Cain, duhul care era în el, care a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite, erau bune. Să nu vă mirați că ne urăște lumea, spunea Domnul Iisus. Ei ne pismuiesc chiar prin faptul că facem binele. Dacă toți fură și tu nu furi, toți hoții au motiv să te pismuiască. Tu de ce nu furi? De ce nu ești ca ei? În loc să spună, dacă tu nu furi, asta e un exemplu bun, nu o să mai furăm și noi de acum. Ei te pismuiesc de ce ești bun, de ce ești drept. Ei nu pot suporta dreptatea și neprihănirea oamenii care pismuiesc. Nu numai că nu pot suporta să nu-ți meargă bine, să fii bogat sau așa mai departe. Un alt exemplu asemănător este cel al lui Esau. Din cartea Genesei, capitolul 27, versetul 41, Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării și zicea în inima sa, zilele de boce pentru tatăl meu sunt aproape, apoi am să ucid pe fratele meu. Pisma, așadar, se va finaliza cu uciderea dacă o lăsăm să acționeze. Tot în această familie, puțin mai târziu, în Geneza, capitolul 37, citim în versetul 11 despre frații lui Iosif, au început să-l pismuiască. De ce? Pentru viziunile care le avea și pentru că el era un copil mai deosebit, mai ascultător în familie. Un alt exemplu în aceeași familie, între două femei, capitolul 30, versetul 1, când a văzut Rahela că nu face copiii lui Iacov, a pismit pe sorul sa și a zis, dăm copii ori mor. Această rivalitate că cineva are și eu nu am, că cineva este altfel tratat de Dumnezeu, poate să provoace pismă pentru un om firesc. Puțin mai târziu, în istoria Israelului, în cartea Numeri, capitolul 16, avem acea răscoală lui Core, Datan și Abiram, când ei mânați de un spirit de invidie, de gelozie pe Moise și Aaron, citim în versul 3, destul că și toată adunarea sunt sfinți, pentru ce vă ridicați mai pe sus de adunarea Domnului? Deci ei nu suportau în a fi conduși și s-au răsculat și despre ei putem citim de asemenea în Psalmul 106, versetul 16, unde actul lor este catalogat. În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aaron, Sfântul Domnului. Deci nu pentru binele poporului, ci pentru gelozia lor în vederea celor care conduceau. La polul opus îl avem pe Iosua, tot în cartea Numeri, în capitolul 11, versetul
27, când Eldad și Medad au prorocit în tabără. Versetul 28 citim apoi: Domnule Moise a zis Iosua, oprește. El vroia ca numai Moise să conducă. Și Moise îi spune, versetul 29, ești gelos pentru mine? Care Moise continuă să dea Dumnezeu ca tot poporul să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Așadar Moise, vedem clar, nu era invidios și nu ținea neapărat numai el să conducă, dar toate acestea s-au făcut după voia lui Dumnezeu. Un alt exemplu, la care nu mai citim versete, este arhicunoscut în prima carte a lui Samuel, acea gelozie a lui Saul pe David, de la cântarea femeilor și toate celelalte victorii, până când în final vroia să-l omoare, dar Domnul nu l-a dat în mâinile lui. Mai citim tot în Vechiul Testament un exemplu între două femei, în prima carte a împăraților, în capitolul 3, cele două femei destrăbălate care s-au dus la împăratul Solomon. În pisma lor spunea cea care avea copilul mort, versul 26, după ce 25 citim, tăiați în două copilul cel viu și dați o jumătate unei și celelalte. Atunci femeia, a cărei copil era, i s-a rupt inima și a zis, nu, mai bine dați-l ei. Pe când cealaltă spunea, nu, să nu fie nici al meu și nici al tău. Deci oamenii sunt în stare în pismă să-și facă și lor rău, numai să le meargă și altora rău și să nu aibă și alții victorii și biruinți. Haideți acum să trecem în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolului, în capitolul 17, versetul 5, avem urmașii acestor oameni, de fapt, iudei, cu care Pavel a avut foarte mult de lucru în timpul călătorilor sale misionare, în Tesalonic, citim, dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărăcitatea, precum Core odinioară. S-au năpustit spre casei lui Iason și au căutat pe Pavel ca să-i ducă afară în norod. Tot ei s-au manifestat din pismă, din această gelozie, în Galateni, în capitolul 4, versetul 17, unde citim, nu cu gând bun sunt plin de râvnă pentru voi, ci râvna lor era o râvnă pentru rău din pismă. Un alt exemplu nou testamental, 1 Corinteni, capitolul 1 la 3, avem acea rivalitate, una al lui Moise, al lui Pavel, al lui Apollo, una al lui Chifa, dar Pavel nu le bagă apă la moară, ci contestă aceasta între ei, afirmând că Domnul Iisus, El este singurul care a murit pentru ei și care merită și trebuie să fie înălțat între ei. Punem punct cu aceste exemple negative, continuând cu câteva pozitive care vrem să ne rămână ca un exemplu de urmat. Îl avem pe Domnul Iisus, care afirma în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 17, în acea râvnă pozitivă, căci râvna pentru casa Domnului, și-au amintit ucenicii, îl mâna pe Domnul în a-i da pe cei răi afară din templu. De asemenea, îl avem pe Lazar, citim în Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 15 și 21, unde stă scris, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau buble. Se pare că acest Lazar n-a fost invidios pe bogat, nu dorea bogăția lui, dorea doar să aibă pâinea cea de toate zilele. Și lucrul acesta l-a ajutat ca să fie un om care a intrat în sânul lui Avram. Nu întotdeauna noi vom avea condiții egale pe pământ, unul va trăi în bogăție, altul în sărăcie, unul va avea un post mai bun, altul o situație mai lipsită de frumusețe. De aceea ne este scris să ne mulțumim în starea în care suntem, chiar dacă l-am primit ca rob pe Hristos, dacă poți te dezlegi, fă-o, dar dacă nu fii liniștit în această stare, pentru că ești de fapt un dezlegat, un slobozit al Domnului. Un alt exemplu pozitiv, corintenii și macedonienii în dărnicie. 2 Corinteni, capitolul 8 și capitolul 9, ei s-au întrecut în această facere de bine. Și citim tot din acest domeniu, din capitolul 8, versetul 16, despre Tit, care conducea în partea această lucrare de strângere a ajutoarelor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Ei aveau râvnă să dea care de care mai mult, dar cu dăruire înaintea Domnului, fără a rivaliza și fără a pretinde merite. Și adăugăm și versetul 17, căci el a primit îndemnul nostru, bancă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. Și versetul 22,
Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori, în atâtea împrejurări, și care de data aceasta arată mai multă râvnă din pricina marei lui încrederi în voi. Deci o râvnă încercată, o râvnă spre bine, nu o râvnă spre gelozie. Un alt exemplu foarte clar este vorba de Pavel, 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, unde el spune că sunt gelos pe voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am locodit cu un bărbat ca să vă împățișez înaintea lui Hristos ca pe fecioară curată. Pavel era gelos pentru Corinteni că ei să fie sfinți, să fie fără prihană, și citim și în capitolul 10, versetul 11, că cine judecă așa să fie încredințat, că așa cum suntem în vorbă, așa suntem și în epistolele noastre. Când nu suntem de față, tot așa vom fi și în fapte când vom fi față de voi. El era un om care persevera în lucrurile bune și știa, citim mai departe în versetul 12 și în continuare, în special versetul 15, nu ne lădăm peste măsură, adică cu ostenele altuia, ci v-am propădit doar în ținutul vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru altuia. Deci nu era gelos pe ceea ce altul avea să facă, dar era gelos pe ceea ce el avea de făcut înaintea Domnului, ca lucrarea să iasă bine și pe acești corinteni se poate prezenta înaintea Domnului. Tot despre Pavel putem să citim în prima epistolă, în capitolul 15, versetul 9 și 10, când el amintește lucrarea celorlalți apostoli și apoi a lui. Prin harul Dumnezeu, spune el, sunt ce sunt, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. El a lucrat mai mult decât ceilalți, totuși el recunoaște că nu el, ci Dumnezeu prin har. Ori noi știm din Biblie, din epistola lui Petru și a lui Iacov, că Dumnezeu dă har celor smeriți. Așadar, Pavel nu era gelos să fie el primul, dar Dumnezeu a găsit cu cale ca să fie lucrurile așa în dreptul lui. Să încheiem acum cu câteva concluzii. Râvna trebuie dezvoltată. Citim în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 7. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă. Deci trebuie să avansăm în această privință și citim și în prima epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 8, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și mă adăugăm Romani 12 cu 8, unde citim în dreptul celor care cărmuiesc, cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă. În al doilea rând, putem să înțelegem foarte clar din Scripturi că dragostea, râvna, înțelepciunea care vin de sus, având ca model suprem pe Domnul Iisus, sunt de recomandat pentru noi, iar pe de altă parte ura și înțelepciunea demonică, acel ftonos, acea gelozie pentru rău, vin din partea lui Satan. Haideți să citim câteva versete care argumentează aceste două laturi și să ne verificăm prin prisma lor de ce râvnă, de ce gelozie suntem marcați și mânați. În Efeseni 6 cu 15, mai întâi în partea pozitivă citim, stați gata, având picioarele încălzate cu râvna Evangheliei păcii. Iar în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 40, Domnul Iisus menționa că noi trebuie să ajungem în slujirea noastră. Ucenicul nu este mai pe sus decât învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Și completăm cu Marcu, capitolul 10, când a avut loc acea ceartă între apostoli care să fie cel mai mare, 10 cu 43, dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul tuturor. Și hai să mai adăugăm încă doar un verset, 1 Timotei, capitolul 3, unde este vorba de cei care doresc să fie episcopi. Este scris aici că doresc un lucru bun. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Deci Biblia ne dă voie și Domnul Iisus este modelul ideal în a râvni pentru bine, în a face binele, în a face o lucrare bună, dar în toate acestea trebuie să acționăm curat, potrivit cu Duhul Sfânt care trebuie să fie peste noi, potrivit cu Evanghelia în a cărei lumină trebuie să funcționăm. Cea de-a doua situație, râvna demonică, înțelepciunea diavolească, citim în Faptele Apostolului, capitolul 22, versetul 3, căci până a se întoarce la Domnul, Pavel putea să spună despre el ceea ce a menționat atunci când a fost interogat: am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi astăzi.
numai că în râvna lui a prigonit biserica, în râvna lui a hulit, a ucis oameni, sau cel puțin și-a dat votul în această privință. Și avem acești iudei, a căror exemple le-am citat mai înainte, atunci când au fost gata să ucidă pe Ștefan, în Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 54, când au auzit aceste vorbe pe care le spunea Ștefan, îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. N-au rămas pasivi, ci au fost mânați de o râvnă pentru legea lor, dar o râvnă, așa cum spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 16, că unii vor crede că aduc o slujbă lui Dumnezeu și vor ucide pe alții, dar vor face aceasta că nu cunosc nici pe Dumnezeu, nici pe Domnul Iisus. Și continuăm tot din Fapte 7, cu versetul 57, în râvna lor. Ei au început atunci să răcnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și aruncau cu pietre în Ștefan. Aceasta poate să facă diavolul în râvna lui, lucruri rele. Cred că ar fi indicat să devenim ca Domnul Iisus, El dorește aceasta și ne dă dreptul în această privință. Haideți să amintim în Roman, capitolul 9, versetul 29, unde este scris, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului Fiului Său. Dumnezeu, când a făcut pe om, nu l-a făcut inferior, ca și un om gelos care nu dorește nimeni să mai fie ca el, ci l-a făcut după chipul și asemănarea sa. Domnul Iisus a venit și ne-a dat dreptul să devenim asemenea Lui și în final vom sta, spune Apocalipsa capitolul 3, pe tronul de domnie ca și El, dacă vom birui. Satana dorește să devină mai mare ca fiul lui Dumnezeu. El se luptă pentru aceasta, dar nu are dreptul. Citim despre el în Isaia capitolul 14 și ceea ce a încercat să facă în ceruri, n-a fost mulțumit cu locul care i l-a dat Dumnezeu, măcar că avea, am putea spune, o slujbă aparte. Citim în Isaia 14 cu 13 și 14, tu ziceai în inima ta, mă voi sui, acest gând de ascensiune, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeu la capătul miezei noapte. Mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt, pentru că mai sus de aceasta nu se poate. Dumnezeu este absolutul. El nu și-a înțeles locul și a dorit să fie mai mult. Deci, cred că ar fi cazul să separăm aceste două râfne foarte categoric, în o râfnă pentru bine, în o râfnă a fi ceea ce ți se cere să fii și o râfnă în a dori să fii, din punct de vedere al slujbei, mai sus decât locul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Haideți să vedem care este rezultatul final al geloziei, al invidiei și, pe de altă parte, a râvnei pentru adevăr și pentru dreptate. Citim rezultatul chiar aici, în dreptul geloziei diavolului, versetul 15, Isaia 14. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Dumnezeu inversează lucrurile și cel care a vrut să fie cel mai sus l-a doborât jos. Dar despre Domnul Iisus citim în Filipeni 2 că atunci când s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și tot despre Domnul Iisus putem să mai citim în acel frumos psalm care îl descrie, psalmul 45, în versetul 7. Tu iubești neprihănirea. Deci a avut o râvnă deosebită pentru bine și urăști răutatea. De aceea, pentru această dublă înclinație, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai pe sus de tovarășii tăi de slujbă. Și versetul 17, din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele. Domnul Iisus și biserica trebuie să urmeze exemplul lui, este modelul de smerenie, de râvnă pentru bine, pentru adevăr, pentru lucrarea lui Dumnezeu, iar Satana, repet, este modelul de râvnă în a fi ceva, dar pe căi necinstite, cu practici nelegiuite. De-a Domnul să nu fim marcați de gelozie, ca să nu avem partea diavolului și să fim marcați de râvnă și să avem partea Domnului și să finalizăm lucrarea aici pe pământ ca și urmașa lui Avram, ca nisipul mării, în smerenie, în pulbere, dar dincolo ca și niște stele ale cerului în slavă alături de Domnul, aceasta nu prin harul nostru, ci prin grația Domnului. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.